Ne aflăm în fața secției de votare numărul 17 din circumscripția electorală 33 Sălaj, unde este așteptată să voteze doamna Ludovica Brăban, candidat pentru Parlamentul României. La secția de votare numărul 17 din municipiul Zalău, cetățenii nu au votat într-un număr mare la primele ore ale dimineții. Bună dimineața! V-am rugat să ne spuneți câți cetățeni aveți înscrise în listele electorale permanente. Bună dimineața! Noi la această secție numărul 17 avem 1717 cetățeni înscriși în listele electorale permanente. Cum a fost prezența până acum la vot? S-au grăbit cetățenii să vină să voteze sau încă nu? Până acum a fost relativ mică prezența, nu s-au prea grăbit cetățenii să vină la vot, deși la prima oră am avut un singur cetățean, chiar la ora 17, când am deschis secția de votare. Estimați o prezență până la finalul zilei? Credeți că va fi mai mare numărul de votanți decât cel de la alegerile locale? Noi sperăm să fie mai mare. Sperăm să vină măcar 50% din numărul alegătorilor înscriși în liste. Prezent în această dimineață pentru a-și exprima dreptul de vot, doamna Ludovica Brăban, candidat pentru un fotoliu în Parlamentul României din partea Pro-România, a votat pentru dezvoltarea României și continuarea politicilor europene. Cu ce gânduri ați venit astăzi la secția de votare? Cu gânduri bune pentru România, pentru Europa și în mod special pentru eficiență, dezvoltare și profesionalism.